Bun găsit! Sunt profesor Mândița Baias și continuăm astăzi să continuăm etapele creării unui proiect de dezvoltare instituțională. Astăzi ne ocupăm de formularea obiectivelor strategice. Ce schimbări vor fi realizate pe parcursul implementării PDI? Facem acest lucru după ce am identificat problemele pe care le are instituția. Obiectivele strategice reprezintă un set de rezultate scontate necesare pentru atingerea situației dorite. Fiecare obiectiv strategic țintește soluționarea problemelor majore identificate în instituție. Obiectivul general sau ținta strategică reiese direct din viziunea instituției și este orientat spre descrierea finalităților scontate. Aceste ținte vor fi parte a strategiei de asigurare a calității elaborate la nivel de instituție și implementată de CEAC. Obiectivele specifice reies din obiectivul general și se orientează spre aspectele specifice ale activităților orientate spre atingerea finalităților scontate. Obiectivele trebuie să fie SMART, și anume S vine de la specific. Obiectivul trebuie să indice domeniul vizat și tipul schimbării de realizat. Astfel, cei implicați vor înțelege clar care sunt rezultatele așteptate. M. Adică măsurabil. Schimbarea propusă trebuie să fie măsurabilă și observabilă. Acest criteriu permite monitorizarea și evaluarea gradului de realizare a obiectivului. Caracteristicile măsurabile sunt indicatori ai succesului dezvoltării. A. Posibil de atins. Obiectivul trebuie să fie realizabil, ambițios pentru a stimula pe angajații instituției să depună eforturi pentru atingerea acestuia. R de la relevant. Obiectivul trebuie să fie în concordanță cu viziunea de dezvoltare a instituției. Atingerea obiectivului creează condiții pentru realizarea visurilor instituției. El trebuie să contribuie la soluționarea problemelor existente. T localizat în timp Obiectivul trebuie să includă perioada de timp alocată realizării. Acest lucru facilitează mobilizarea resurselor și organizarea activităților de monitorizare. Vă prezint în acest moment arborele soluției. Așadar, avem scopul, obiectivul general, obiectivul specific și activitățile ce trebuie derulate pentru atingerea acestor obiective. Apoi avem rezultatele și impactul acestor rezultate. Întrebări preliminare. Cât de clare sunt rezultatele așteptate? În ce măsură atingerea obiectivelor constituie la materializarea viziunii? În ce măsură atingerea obiectivelor contribuie la îmbunătățirea calității educației? Doriți să participați la realizarea acestor obiective, evaluare, câteva criterii de autoevaluare. Obiectivele contribuie la realizarea vizi realizare viziunii și se acordă un punctaj, 5 fiind punctajul maxim. Contribuie la îmbunătățirea calității educației pot fi atinse în timpul alocat și cu resurse proprii? Rezultatele așteptate pot fi observate și măsurate? Au impact pozitiv asupra unui număr mare de beneficiari? Au impact pozitiv asupra celor defavorizați? Rezolvă probleme actuale, critice, urgente, care pot pune în pericol sănătatea sau securitatea oamenilor? pot fi accesate resurse alternative sau locale și în funcție de punctajele acordate pentru fiecare dintre aceste criterii, se face un punctaj total. Acesta ne arată, valoarea acestuia, ne arată că obiectivele propuse sunt cele reale, cele corecte. Neajunsuri în prezentarea obiectivelor strategice. Conținutul obiectivului poate fi interpretat în mai multe feluri. Obiectivul nu prezintă clar rezultatul. El descrie acțiunea, dar nu produsul concret. Realizarea obiectivului poate fi posibilă în, te în termen relativ scurt. Realizarea obiectivului nu are impact evident asupra calității serviciilor oferite de instituție. Nu este determinată clar perioada de timp preconizată pentru atingerea obiectivului. Vă urez succes în stabilirea obiectivelor.